Recent vă dădeam de știre că zeci de focare PPA devastează județul Gorj. Nici în Covazna situația nu este deloc liniștitoare. Au fost depistate 3 gospodării în care foarte multe suine au fost eutanasiate preventiv. Autoritățile sanitar-veterinare solicită sprijin. Voci autorizate ale DSVSA din țară cer în mod constant sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru respectarea măsurilor impuse de autorități, având în vedere consecințele economice grave generate de apariția PPA. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar din localitate, de DSVSA sau autorităților locale. Proprietarii animalelor afectate de PPA vor fi despăgubiți de stat în condițiile prevăzute în legislație, au spus nu odată autoritățile. Un articol foarte bine documentat de colegul meu Ionel Văduva îl găsiți dacă accesați site-ul nostru agrominus.tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.